Bine ați revenit la un nou daily vlog. Tocmai ce am intrat în casă, este luni 1 și jumătate și am fost până într-un magazin de produse pentru unghii și pentru epilat. Au mai multe chestii, se numește Savvy Professional și am fost acolo să-mi cumpăr ceva pentru unghii, mă rog, pentru unghiile, pentru pedicură să zicem, pentru că v-am mai povestit eu că la mâini îmi fac manicura la salon, iar la picioare vara mi-o fac mult mai des, pentru că dacă îmi sare ceva la picioare, la pedicură, trebuie să merg, trebuie să mi-o refac, dar în cazul în care iarna îmi cade puțin ori într-un colț, o mai las, vă dați seama că nu e la fel ca vara, cu toate că eu nu port sandale, dar este ticul meu ca vara să am unghiile făcute perfect, aș zice, cu toate că nu-mi iese, că nu mă pricep Dumnezeule deloc, deci nu mă pricep deloc. Și am fost până în magazinul ăsta, care este la 5 minute de mine. Pentru prima oară, n-am mai fost până acum și mi-am luat niște produse pe care vreau să vi le arăt. Ele nu sunt multe, sunt vreo 5 produse, cred că, dar sunt și foarte ieftine produsele. Am dat 47 de lei, dar haideți să începem. În primul și în primul rând m-am dus pentru un Magic Remover, să zicem, de la Burst, habar n-am, acesta este. Ăsta a fost 15 lei, dacă nu mă înșel. Da, 15 lei a fost și practic pui acest lichid din interior, e ca o ojă pe care îl pui peste oja semi pe care o ai tu, mâini, picioare, pedicură, unde o ai tu și începe să se decojească, să zicem. Trebuie aplicat uniform mustrat din acesta, să aștepți 3-5 minute și apoi vii cu o fel de spatulă sau un bețișor sau cred că merge și pilit, n-am mai folosit până acum. Nu știu, voi vedea, astăzi îl voi folosi pentru prima dată. Sunt curioasă, am mai auzit de produse de tipul acesta, dar n-am folosit niciodată. Mi-am mai luat și două oje semi în două nuanțe. Le-am luat pe acestea de la Rich, care au fost 13 lei bucata. Cam așa arată. Ia să vedem. Dar nu pot să le desfac? Ah, bă, da. Ok, una este un fel de nude, ceva rozaliu, aș zice. Iar asta este, cred că este un pic mai, nu e la fel de intensă culoarea, da. Cam așa arată. Sper că înțelegeți ceva din ce vă arăt. Și mi-am luat două. N-am știut ce culoare să-mi aleg, așa că la 13 lei mi-am cumpărat două. Mi-am mai luat un buffer care a fost 2 lei. Este un buffer roz, în acesta simplu, aveam nevoie ca ăla pe care l-am eu s-a cam stricat, s-a tocit. Și mi-am mai luat un ulei de cuticule cu portocală, cam așa arată, dar mi l-am luat de genul acesta stilou, aș zice. Ia vedeți, cam așa arată, stați că nu-mi dau seama cum trebuie folosit. Cred că de aici trebuie să învârți, ia stați. Nici nu vreau să mă pătez. Încă nu curge. Hai să mai învârtim. Mi-e frică să nu... Ok. Haide! Dacă ar vrea totuși... Sau nu-l folosesc eu cum trebuie... Nu înțeleg. A, gata, a ieșit. Și îl aplici cu pensula cu care el vine, direct pe cuticulă. Eu am niște cuticule destul de nașpa, n-am să vă mint. Și, vedeți, îl aplici așa și apoi vii și masezi, dacă vrei. Cuticulele la mine sunt destul de uscate, sunt destul de groase. Și am zis că dacă mi-am cumpărat unul din ăsta care e mult mai ușor de aplicat pentru că e stilou, poate o să mi le aplic mai des pe cuticulele de la mâini și poate și la picioare, de ce nu. Cam astea au fost cumpărăturile. Am intrat și în Profi și mi-am luat doi milk burger din ăștia pe care îi iubesc. Mă duc să mă schimb și vreau să văd dacă se întâmplă ceva cu chestia asta pe care eu am cumpărat-o. Da, se duce culoarea, cred. Pare că mi-am aplicat puțin pe pedicură, ce să vedeți, și pare că se exfoliază. Sper să fie ok. Iar după ce îmi exfoliez oja de pe picioare, o să mă duc să mănânc, mă apuc să strâng puțin în casă, pentru că pe la 5 și să mă gândesc.
hai zicem 5:20, voi pleca de acasă ca să merg la birou la iubitul meu și să plecăm de acolo la Ikea. Am de cumpărat vreo 2-3 chestii și o să vi le arăt și vouă. Și mă duc eu la el pentru că el are biroul undeva în zona, nu știu dacă sunteți din București, dar vă zic, ca să vedeți, distanța este foarte mare și n-are rost să vină el 40 de minute să mă ia și apoi să mai mergem încă 40 de minute, că pierdem foarte mult timp. Așa mă duc eu și plecăm direct de acolo unde mai facem vreo 20 de minute, să zicem, depinde cât de aglomerat este. Ok, haideți că mă apuc de treabă și în cazul în care îmi fac pedicura asta sau măcar în cazul în care îmi aplic cu chestia asta și mi se exfoliază oșa, vă zic părerea mea zilele următoare, dar nu înainte să mănânc, nu mă apuc de treabă înainte să mănânc un milk burger care îmi place super mult. Nici nu pot să-l desfac. Gata. Mă pun pe treabă și ne auzim probabil de seară sau din mașină, nu știu când o să vi le arăt, că dacă nu sunt multe, n-are rost să fac eu col. A, dar m-am dat cu ulei și nu pot să le mai deschid. O să vi le arăt în mașină dacă nu sunt multe. Dacă sunt multe, poate vi le arăt acasă. Vedem. Mă pun să mănânc milk burgerul. Între timp, să știți că n-am apucat să mănânc, dar în schimb mi-am dat oja jos de pe... pedicura, mi-am scos toată oja semipermanentă cu acel Magic Remover, care funcționează în proporții de, hai să zicem, 60%. Acum nu știu dacă e vina mea sau nu, dar pe ambalaj scrie că acel Magic Remover trebuie îndepărtat cu un fel de, nu trimmer, nu știu cum să zic, este așa o chestie cu care îți împingi și cuticula din oțel. Ei bine, eu n-am avut așa ceva și am îndepărtat cu niște bețe de bambus, din acelea de bambus, care nu pot să zic că erau ele foarte ok, pentru că mi se pare că trebuia ceva un pic mai dur, zic eu, dar nu e nicio problemă. M-am descurcat cam jumătate din unghie cu bățul acela, iar din cauza faptului, iar de fapt datorită faptului că acest produs înmoaie oja semi de pe unghie, am venit apoi cu pila și s-a dus mult mai repede de pe unghie, s-a îndepărtat mai ușor. Ăsta fiind feedback-ul cu produsul acela, vi recomand, o să mă duc să-mi iau și un instrument din acela pe care eu nu-l am, pentru că v-am zis că nu mă pricep, Dumnezeule, l-a făcut nimic de genul acesta, dar weekendul care a trecut, ca astăzi este luni, a fost în Bacău. V-am spus, cred că în daily vlogul trecut și mi-am cumpărat un parfum. Eu v-am mai zis și o să vă mai zic, eu nu sunt fană parfumuri, nu sunt fană parfumuri și punct. Asta nu înseamnă că nu mă dau cu parfum, Dumnezeu, să ne înțelegem, dar sunt persoane care sunt mult mai pasionate de zona aceasta, eu nu sunt și nu sunt pasionată, consider eu, din simplu fapt că pe pielea mea, pe hașul meu al pielii, nu că nu tolerează, nu menține foarte mult parfumul pe piele. Adică eu dacă mă dau cu parfum, poate să fie și unul bărbătesc, unul foarte puternic, în 2 ore cel mult se duce, se duce foarte repede. Așa că eram eu pe acolo prin mall și am luat acest parfum de la Misu. Este o apă de parfum de 100 de mililitri care a fost 130 de lei. Cam așa arată. Și să vă povestesc puțin cu Misu. Practic, ei fac niște dupuri după parfumurile celebre. Eu am aici, după Scandal, eu am mirosit parfumul Scandal, știam cum este, are și o sticluță foarte frumoasă, numai că nu îmi plăcea deloc cum mirosea. Ei bine, ăsta, tipa de acolo de la parfumerie, mi-a dat mai multe parfumuri și eu le-am mirosit. Și apoi am ales, din toate alea am ales 3, iar apoi din alea 3 am ales 1. Deci nici nu mai știam ce parfum am mirosit, că nu mai țineam exact de cum se cheamă. Și îmi zice că este dupe după Scandal și eram ceva gen poftim. Eu am mirosit parfumul ăsta și nu mi-a plăcut. Consider, probabil, că aceste parfumuri sunt îmbunătățite, adică nu e fix același miros, mai pun și ei alte chestii în așa fel încât să nu fie foarte plictisitor parfumul. Ei bine, ăsta este parfumul. Sper că se vede acolo. Miroase foarte bine, îmi place și rezistă, să zicem, câteva ore, nu foarte multe, dar rezistă. Dar la mine oricum n-are rost să vă povestesc de rezistență pentru că nici nu investesc foarte mult în parfumuri din pricina acestui lucru. Cu toate că am văzut un parfum de la Mugler
elixir, parcă, care e în formă de stea, dacă nu mă înșel, care miroase superb. Și cred că mai este fain și ăla Alien, eu nu l-am mirosit pe acela, nu mi-aduc aminte, dar știu că și acela este... Am scăpat capac, sper că nu s-a spart. Nu! Da, și să știți că îmi place foarte mult, mă bate gândul să mai îmi cumpăr și alt parfum, ăla era mult mai scump. Nici măcar nu știam ce prețuri au parfumurile alea, la sfârșit mi-a zis, când am văzut că 100 ml costă 130 de lei, eram ceva gen, ok. Dar am mai văzut unul care se numea ceva atracție, nu știu, era tot așa cu un ambalaj portocaliu, care și ăla mi-a plăcut foarte mult, o să-l cumpăr probabil și pe acela, dar mi se par și cu niște prețuri decente. Comparativ cu ce îmi place mie de la Mugler, care e 800 de lei, sunt bune și astea. Da. M-am dat puțin să-l mai miros. Sunt foarte mulțumită de el, chiar îmi place și după ce l-am cumpărat și am ajuns acasă, mi-a zis cineva, vai, ce parfum v-ați dat, că miroase atât de bine și atât de puternic. Și da, ăsta este, vi-l mai arăt încă o dată, stați că am văzut că scrie aici ceva, Sky Blue. Aici undeva, ăsta este Sky Blue, W25 Sky Blue. Da, mă duc să arunc și cutiuța, că am păstrat-o special să vă arăt vouă și să vă povestesc puțin despre parfum. Au și site, uitați că scrie aici, www.misuparfum.com. Și găsiți și în multe mall-uri din ce. Adică gândiți-vă că am găsit în Bacău și știu că le-am văzut de foarte multe ori în București, dar niciodată nu m-am dus către... Tâșgheaua lor, să zicem, să văd că eram niște standuri din acestea pe mijloc. Da, acum chiar că mă duc să strâng, să fac puțină ordine în casă, să mănânc și să mă pregătesc că la 5:30 trebuie să plec. A venit din Ikea. V-am spus mai devreme că trebuie să merg până în Ikea, că am de cumpărat niște chestii și din Ikea am fost și până la Terme. Am luat un voucher cadou și am fost și până acolo. E undeva la ieșire, de fapt nu din București, după Otopeni. Practic, după ce ieși din București, intri în Otopeni și ieși din Otopeni ca să ajungi la Terme. Și înainte de a merge la Terme ca să iau acest voucher cadou, apropo, nu băgați seama, vă rog, dezordine. Mi-am adus apă și am niște bonuri pe acolo pe care trebuie să le verific, să văd ce trebuie să păstrez, ce trebuie să arunc. Și v-am zis că înainte de a merge la Terme am fost până la Ikea. Am și mâncat niște hot dogs și am mâncat și o prăjitură din aia foarte, foarte bună cu almond. Dar haideți să vă arăt ce am cumpărat de la Ikea. Să știți că nu sunt multe lucruri, numai că n-am găsit o pungă din aceea mai micuță. Așa că știți ce, am luat și eu ce am găsit. Am și bonul, în total am dat nu, stați că stai alt bon. Stai bonul de la mâncare, îl aruncăm. Am și bonul ăsta. Am dat 78 de lei și o să vă zic la sfârșit prețurile. Hai să începem în primul rând cu caserola asta, pe care am luat-o să-i pun la mâncare iubitului meu la birou. Avem aici caserola, care costă nu știu cât și capacul e separat, adică nu le cumperi împreună, sunt două chestii separate. Cred că împreună am dat vreo 20 de lei și am luat-o pentru că mai are o caserolă din asta de sticlă și am luat-o și pe asta ca să mai aibă una. Nu știu dacă are vreun nume, dar o să vă apropii să vedeți. Cam așa arată. Să le pun aici pe pat. Am mai cumpărat niște bureți din ăștia. Ei sunt buni. Se strică mult mai repede decât bureții aceia normal, dar să știți că mi se pare că ține mai multă spumă în ei sau nu știu dacă are logică ceea ce vreau să zic, dar pare să că, nu știu, e mult mai spumoasă toată, e mult mai spumos de fapt detergentul și îmi plac. Lucrul pentru care m-am dus în Ikea, unul dintre ele, este acest suport cu ventuză pentru a pune hârtia igienică. Eu nu știu exact cum ar trebui să fie, cum ar trebui să fie sau cum să se folosească. Am văzut eu ceva în Ikea, dar nu știu sigur dacă mă descurc să-l fac și eu acasă sau dacă funcționează de peretele meu. Se numește T-Scan, cam așa. Și oare pot să desfac? Nu merge, dar mă rog. Ar trebui să fie cam așa, să pui ventuza, bagi chestia asta și apoi îți agăți hârtia igienică.
Am mai luat două pahare de acestea. Eu mai am acasă și sunt foarte bune, le folosesc, numai că parcă niciodată nu sunt suficiente. Și am mai luat două. Cred că e 4,1 lei și are 300 de mililitri, parcă nu mai știu cât, dar scrie made in Bulgaria. Sunt făcute în Bulgaria, minunat. Și am mai luat două. Să fie. A pocnit bidonul ăla, minunat. Mi-am mai luat un organizator din ăsta pe care o să-l pun tot la baie. Ăsta a fost vreo 3 lei, se numește Nojic și stați să vă apropii ca să vedeți și codurile. 504-68104, în cazul în care poate aveți vreo dată în foie. Am mai cumpărat o sită din asta pentru paste sau, mă rog, pentru diverse chestii. Sper să fie bună, văd că e mai tare așa, nu e un plastic foarte subțirel. Și sper să fie ok. Asta a fost parcă 8 lei, dar nu mai știu exact. O să vă zic prețurile la final, așa cum v-am promis. Stați să desfac eticheta asta. Urăsc etichetele astea de pe toate produsele, de peste tot, mai ales alea din Pepco. Hai că astea văd că se desfac ușor. Din Ikea destul de ușor, adică nu prea am bat capul cu ele. Dar alea din, gata, alea din Pepco, care sunt deja pe ambalaj, sunt super nașpa. Și ultimul lucru este această ciofia, suport, etajeră, nu știu exact, tot așa, cu ventuze, pe care vreau să o pun undeva la baie, dar văd eu exact unde. Sper să fie, ok. Asta, 20 lei, parcă am dat și e destul de măricică, aș putea spune. Nu știu unde ar... A, aici cred că trebuie să intre ventuzele alea. Nu știu, vom vedea exact ce și cum. Abar n-am. M-am gândit unde o să o pun, dar poate îi schimb locul. Și cam asta e și colul cu produsele din Ikea. Nu au fost multe, dar eu sunt atât de obosită, nu mai pot. După ziua de astăzi am nevoie de o pauză. Abia aștept să mă duc să mă spăl, să fac duș, că nu știu dacă vedeți, dar eu sunt plină de sclipici. Ba da, se vede. M-am dat cu... Am arătat la un moment dat într-un clip cu produse din DM. V-am arătat un spray cu sclipici și m-am dat și eu astăzi și sunt plină de sclipici și mă simt murdară, sincer să fiu. Abia aștept să mă duc să mă spăl. Gata și cu ziua de astăzi, nu ne auzim mâine, când nu știu ce o să fac, dar cu siguranță ne auzim. Că sigur găsesc eu ceva de făcut. Între timp mă apuc să desfac toate etichetele astea, să duc la spălat ce e de dus la spălat, să montez ăla de hârtie igienică. Apropo, v-am zis că vă zic prețurile, bineînțeles, era să uit. Organizatorul ăsta a fost 3 lei, coșul ăsta 20 de lei. Am dat și 4 lei pe sacoșa aia albastră. Paharul 4 lei și am două bucăți. Buretele de baie, de vase 6 lei. Sita asta verde a fost 8 lei. Capacul la caserola a fost 8 lei și caserola 12 lei. Și am mai avut... alea care au fost 10 lei. Astea, ventuzele astea pentru, mă rog, hârtia igienică. Gata, mă duc să strâng pe aici că e nebunie și ne auzim mâine. Mă pregătesc să merg la unghii. Hopa, că v-am mișcat. Mă pregătesc să merg la unghii. Ăsta este afterul. Vedeți că sunt foarte, foarte crescute, iar una din ele, adică asta, vedeți, s-a rupt aici, s-a luat culoarea, nu știu ce s-a întâmplat, că de obicei nu pățesc așa ceva cu... Adică nu mi se ia culoarea, dar nu știu ce s-a întâmplat de data asta, uitați și aici un pic, habar n-am ce s-a întâmplat, nu știu ce au pățit. Mai am și niște urme de culoare de la vopsea, că m-am mai atins inevitabil. Și vreau să vă spun că aseară am fost până în Primark. Să mă uit și apoi am fost până în parc, v-am luat și eu un cadru din parc cu niște rățuște care stăteau și mâncau pufuleți foarte, foarte drăguți. Am fost în mall, în Park Lake și din Park Lake am intrat direct în parc, că se poate intra direct din mall în parc. Și am făcut așa o tură de parc și apoi am venit acasă și am luat și eu câteva chestii. În primul rând am luat acest Marshmallow Fluff Exfoliate and Cleanse Body Scrub. Este un scrub, dar pe cât de frumos este ambalajul ăsta, să știți că nu miroase el extraordinar.
Da, chiar miroase urțel. Sper să pot să-l folosesc, pentru că dacă e un miros din ăsta oribil, îmi este foarte greu să-l folosesc. A fost 22 de lei și are 450 de grame, deci este unul destul de mare. Sper totuși să nu mă deranjeze foarte tare mirosul. Mai departe, celălalt iubitul meu, un cub Rubik, care a fost 10 lei. Să vedem dacă știe să-l facă. Adică știu că este o formulă pe net, dar hai că i-a plăcut și culorile și cam așa arată. Vedeți ce culori frumoase are. Vom vedea dacă știm să-l facem. O să fie cel puțin amuzant, zic eu. Pentru că se mișcă destul de greu. O să las aici să vedem dacă îl face când vine. Așa, ce mai cumpărat? Mai cumpărat o cremă de mâini cu cireșe, la fel, un ambalaj superb, deci mi se pare atât de drăguț ambalajele astea, a fost 6 lei și are 30 de mililitri. Am mirosit-o aseară, mi-a plăcut, e destul de, aș zice, siliconată. Nu știu, așa mi se pare mie, că alunecă foarte tare pe mână. Și mi-a plăcut, bineînțeles, ambalajul și cu cireșe, am zis că o să fie ok. Mi-a plăcut, să știți, asta ți-ai scot și prețul de aici dacă pot, bineînțeles. Nu pot. Îl lăsăm așa până... Sau? Reușesc. Gata. Mă enervează toate etichetele astea cu preț. Mi se par oribile și pe lângă că sunt oribile... A, bineînțeles că a rămas și lipiș, din păcate. Da. Asta e cremuța. Mai departe, am mai luat un balsam de buze care a fost 9 lei și ăsta are etichetă și o voi arunca. Balsamul care, să știți că mie chiar îmi place, e cu cupcake. Numai că mi se pare că e așa un picut gol, vedeți? Nu știu ce se întâmplă sau de ce e așa. Partea nașpe că se ia imediat culoarea de aici, vedeți? Minunat. Da, ăsta îmi place foarte, foarte, foarte mult. L-am folosit aseară de vreo 2-3 ori și chiar e drăguț. Are și un miros plăcut. Vine cu capă din ăsta, așa, vedeți? Destul de fain e ăsta și mi-a plăcut maxim. Și ultimul lucru este un creion pe care l-am găsit la reducere și a fost 5 lei. E culoarea asta de pe buze. M-am dat dimineață că am vrut să văd cât de mult rezistă. Problema la el este că are așa un cap din ăsta ușor, pătrățos, care nu pot să zic că îmi place. Iar o altă problemă, l-am folosit aseară și s-a rupt o parte din vârf. Din păcate, așa că, cred că iar m-am mișcat, scuze, așa că m-a cam supărat chestia asta. Nu știu, e și adică e foarte cremos, de aceea s-a rupt atât de repede. Astea sunt și cumpărăturile. Mai stau un pic, este 1 ceas, eu am programare la 1:30. Vai, dar dacă mai dau mult cu piciorul ăsta, stați, să vă așez într-un fel. Așa. Ideea este că după ce vin de la unghii trebuie să fac bagaje, pentru că mâine plecăm din nou la Bacău. Plec la Bacău pentru că este ziua părinților iubitului meu. E ziua lor de naștere, că sunt născuți în aceea zi și mergem practic să le facem o surpriză. Ei știu că noi venim vineri seara sau sâmbătă dimineață, dar mergem mâine. Mai mergem cu niște persoane și o să le facem o surpriză, ceva cu tort, le dăm tot mâine și cadourile. Îmi pierd vocea. Și le-am cumpărat un voucher de la Term, de la Terme, să se ducă acolo și să își petreacă o zi amândoi. Ăsta este cadoul nostru de anul ăsta. Anul trecut și o să mai cumpărăm ceva, o floare, ceva, un buchet sau un ghiveș din acela de flori mari. Văd eu, astăzi o să încerc să merg până în Dedeman ca să văd dacă au niște ghivece, de fapt, din acelea foarte mari de crizantemă. Și dacă găsesc în Dedeman, bine, dacă nu o să mă duc în piață, dar vreau să mai merg în Dedeman ca să mai cumpăr încă un lucru. E foarte interesant să spun lucrul acesta pe vlog, dar nu mă ascund cu nimic pentru că asta este viața, se întâmplă și din asta. Vreau să cumpăr o soluție, un gel pentru gândaci. Eu când m-am mutat în București în 2019, aveam câțiva gândaci în bucătărie și în baie. Nu erau foarte mulți, am luat capcane de la Rite și m-am descurcat foarte ușor și foarte bine cu ele, n-am mai avut după. Probabil că și acele capcane și-au făcut treaba pentru că găseam foarte mulți gândăcei morți, dar sunt sigură că și-a făcut și blocul și administrația treaba, de probabil au dat cu
diverse soluții în așa fel încât să moară. Ei bine, mi se pare că anul ăsta am gândaci, adică nu mi se pare, am, cel puțin în baie n-am deloc, dar în bucătărie sunt și mi se face o scârbă, Dumnezeule. Și am încercat cu capcane tot de la Raid, n-au funcționat și m-am hotărât că acum să mă duc în Dedeman și să cumpăr lichid din acela gel și să dau peste tot în baie, în bucătărie. Pentru că noi vom pleca de mâine, de joi, și probabil că ne întoarcem duminică, seara, după amiază, ceva de genul acesta. Deci, practic, nu o să mai atingă nimeni pe acolo, nu o să șterg cu nimica, deci nu mai bine că o să fie soluția aia proaspătă pentru gândaci. Nu vă gândiți că am cine știe ce nebunie, mai mi-apar și mie vreo 2 seara, dar nu pot să stau în casă cu așa ceva. Efectiv, nu pot. Și nu știu cum Dumnezeu le da doar în bucătărie am anul ăsta, nu și în baie, ceea ce bineînțeles că mă bucur, dar e foarte ciudat, la asta mă refer. Așa că de seara merg în Dedeman și mi-au soluții din aia, mă uit și la zona de grădină să văd dacă găsesc ce caut eu, o crisantemă de aia foarte, foarte mare în dunghii veci. Dacă nu, probabil că o să merg în piață să văd dacă găsesc. Și cam astea sunt planurile. Mâine plecăm în jur de ora, nu știu, când termină și iubitul meu la birou. Bine, o să plece mai devreme, nu o să stea până la ora 6 când e programul lui normal. Probabil că o să plecăm pe la 4, noi așa sperăm, ca să ajungem pe la 8, 8 și jumătate. Depinde și cât de mare este traficul, depinde și unde ne mai oprim pe drum, depinde și persoanele pe care trebuie să le luăm cu noi, să le ducem la ei acasă. Atunci când mergem în bacă la părinții iubitului meu acasă, mă refer, să le facem surpriza, mă rog, cât mai stăm și după ei, ce mai au de făcut, cât de repede ne mișcăm, sunt mai multe chestii care contează. Și da, vineri vreau să mergem, adică nu vreau eu, că nu aș avea răbdare, dar iubitul meu vrea să mergem la Oppenheimer și probabil că o să mergem. Mă gândesc și cum să fac cu acest daily vlog, pentru că eu mâine trebuie să extrag câștigătorul la giveaway și probabil că o să fac în vlogul acesta, dar o să fac și un clip separat pentru, probabil că o să-l pun la Reels, în zona de YouTube acolo, la chestia aia cu short. Da, nu știu, mă gândesc. Ideea este că aș vrea ca mâine să existe giveaway-ul până la ora 12 noaptea. Deci probabil că o să fac extragerea vineri și voi o să vedeți daily vlogul ăsta duminică seara, cel mai probabil. Așadar, mai stau un pic. E 1 și aproape și 10 și 5, nu știu exact cât. Fac 2 minute până la unghii, de aceea nu mă grăbesc. Nu știu, vreau să mi le fac ca la picioare. La picioare mi-am făcut unghiile, pedicura cu una din ojile pe care voi le-ați văzut, cred că în clipul ăsta, că le-am luat de la Savi. Cred că luni am fost și este un roz bej ceva. O să merg cu această culoare la unghii să văd dacă are ceva asemănător și probabil așa o să le fac și m-am gândit să-mi pun aici o pietricică. Atât. Mă gândesc eu, oricum vedeți că îmi fac unghiile foarte simple. Culoarea asta nu mi-a plăcut deloc, adică mi se pare că nu mi se potrivește mie, am pielea foarte deschisă, dar mi-a plăcut foarte mult că atunci când era întuneric această ojă lumina, este o ojă neon, probabil de aceea. Și da, deci mergem la unghii, vin acasă, fac bagajele, și după ce merg la unghii, trebuie să merg și până la magazin, să nu uit lucrul acesta. Da, haideți că mă duc să duc și eu astea de pe aici la baie, să mai strâng și vă arăt unghiile când mă întorc. Și ne mai auzim noi până duminică, văd eu, când o să intre acest daily. Hai să facem și extragerea giveaway-ului. Avem aici undeva link-ul de la clip. Aici avem un calcul, 9 plus 4. Așa, ia să vedem. Avem 177 de comentarii și aici dăm start. Uite, câștigătoarea este Gătește Fanny, frumos din partea ta, eu aș da rechizitele fetei mele. Super! Deci Gătește Fanny 1315, eu sunt Georgiana, îmi place să gătesc și să mă distrez. Cei care sunt curioși de... cei care sunteți de acord cu mine, haideți să gătim împreună. Cam atât, ăsta este contul. Și ia să vedem... unde să dăm? Ia să vedem aici. Și să-i găsim, sper că vedeți ea, să-i găsim comentariul, dacă aș putea,
Mă rog, o să găsesc eu comentariul aici și o să-i răspund, o să pinuiesc și comentariul și aș vrea ca să primesc toate detaliile despre adresă ca mâine seară sau marți cel târziu să pun colețelul. Poți să-mi dai mesaj pe Instagram, pe Facebook sau mail sau unde mai vrei tu. Aștept așadar datele tale în mesaj privat și vreau să vă mulțumesc și pentru participarea la acest giveaway, să vă mulțumesc și pentru comentariile frumoase pe care mi le-ați adresat și noi ne revedem la următorul clip. V-am pupat, pa, pa!